Bună, dragilor! Sunt Diana și astăzi vreau să vorbim despre cărțile pe care eu le citesc. Din punctul meu de vedere, nu există limite. Citesc tot ceea ce pică mână, tot ceea ce mi atrage atenția. Cel mai des citesc cărți fantasy sau istorice, dar și cele contemporane sau young adult, în momentele în care pur și simplu am nevoie de ceva ușor care să mă relaxeze și să nu-mi pună neapărat creierul să funcționeze. De asemenea, ador cărțile cu o urmă măcar de umor. Dacă știți Academia Vampirilor, veți înțelege la ce mă refer. Acesta este tipul de serie care nu numai că atinge câteva subiecte destul de serioase, în afara faptului că este vorba despre vampiri. Mă refer la societatea în care acțiunea are loc și faptul că prietenia este mai importantă decât o legătură de sânge și toate acele lucruri mai din serie. Sper să mai găsesc astfel de cărți, deoarece ele mă bine dispun. Îmi plac și thrillerele, cele pline de mister sau crime, cele medicale, pentru că mi-antrenează creierul și în special din cauza faptului că mi-am dorit foarte mult, înainte să intru la facultatea de medicină, să fiu criminalist. Lucru care, desigur, nu s-a întâmplat, dar există încă o parte din mine care tânjește după o viață de detectiv. Totuși există și cărți care nu le-a plac și acestea sunt cele despre războaie. Bineînțeles, istorice, dar care se axează în prim plan pe războaie și cele hard science fiction, în care tehnologia este foarte, foarte detaliată, chiar nu sunt genul meu și nu pot să mă concentrez foarte mult pe astfel de detalii tehnice. Nu sunt pentru mine. Totuși, atunci când caut o carte, primul lucru la care mă uit este coperta. Bineînțeles, toți ne uităm mai întâi la copertă, apoi la subiect și dacă subiectul mă interesează și mi se pare o carte ok, o cumpăr, indiferent de genul de care aparține, pentru că, să fim sinceri, nu acesta este cel mai important lucru pe care îl căutăm la o carte. În plus, atunci când mă uit la o carte, nu dau prea mare importanță detaliilor, încerc să nu știu foarte mult înainte să mă apuc de citit, pur și simplu nu-mi plac spoilerele. Tocmai din acest lucru, atunci când mă uit la o recenzie, o ascult în întregime, dar tot la fel încerc să sar peste detalii și să fiu receptivă dacă persoana respectivă recomandă cartea, dacă i-a plăcut și așa mai departe. De asemenea, nu cumpăr cărți chiar la întâmplare. Fie îmi sunt recomandate de cineva în care am încredere și știu că mă pot baza pe părerea lor, fie am auzit atâtea ori despre această carte încât trebuie neapărat să o citesc, fie mi-a atras atenția pe moment și decid să o cumpăr. Dar nu dau banii până să nu fiu sigură că este ceea ce îmi doresc. Și de aceea rare ori am cumpărat o carte care să nu-mi placă. Iată și de ce majoritatea cărților mele sunt pe 4 sau 5 stele. Fie mi-au plăcut foarte mult, fie mi-au plăcut destul încât să le recomand și să găsesc în bibliotecă. Vă mulțumesc pentru atenție, v-am pupat, să aveți o zi faină, pe curând!